În data de 17.10.2009, numitul Drăgan Nicolae a fost luat de către un prieten cu care a plecat la o cabană în zona Văii Clăbucet, de pe raza comunei de la Gustavere, și împreună cu mai mulți prieteni au ținut un chef. În data de 18, la terminarea chefului, în dimineața zilei de 18, în timp ce se întorceau spre Câmpul Lung, tot în zona Prislop, acesta a coborât din mașină și a luat într-o direcție necunoscută. La plecare, era îmbrăcat într-un plover de culoare bej sau gri, pantalon de training de culoare neagră, iar în picioare ghete sau cizme. Semnalmentele acestuia sunt înălțime 1,85 m-1,90 m, constituție atletică, păr șaten, tuns normal, față ovală, fără semne particulare vizibile.